Sloganul țării cât mai mult cărbune pare să redevină de actualitate. Guvernul a adoptat ieri o ordonanță de urgență destul de stufoasă și neclară, din care reiese că închiderea capacităților de producție pe cărbune se amână până cel puțin în 2032, termenul inițial fiind 2030, așa cum era prevăzut în PNRR și în angajamentele cu Uniunea Europeană. În ordonanță se mai prevede că pentru cei care lucrează în domeniu, iar locurile lor de muncă vor fi desființate, vor fi acordate mai multe facilități. Același act normativ mai prevede că unele capacități ar putea fi redeschise. În situația de criză energetică, Guvernul României, la propunerea Ministerului Energiei, poate lua decizia, prin hotărârea Guvernului, de amânarea închiderii unor capacități energetice cu funcționare pe cărbune și a exploatărilor miniere aferente sau de repornirea grupurilor energetice închise și a exploatărilor miniere aferente cu respectarea legislației de mediu și a termenului de finalizare a decarbonizării sectorului energetic și în corelare cu măsurile cuprinse în planurile de urgență aferente sectorului energetic. Se arată în textul ordonanței, în care se mai menționează că pentru acoperirea deficitului de capacitate creat prin eliminarea cărbunelui din mixul energetic, se fac investiții pentru punerea în operare până în anul 2030 a unor noi capacități de producere hidroelectrice și capacități energetice nucleare, mai precizează ministrul energiei. Hotărârea era de așteptat, acest lucru fiind cerut atât de către sindicate cât și de către europarlamentari. Dinspre partea sindicală au venit chiar și amenințări cu plângeri penale. Este inadmisibil să închizi 1700 de megawatt, iar anul ăsta se propune încă 600 de megawatt, fără să existe nimic pus în loc, când se știe că consumul a fost relativ standard în România, atât pentru consum casnic, cât și pentru consum economic. Sugestia sindicală și de fapt și a Parlamentului a fost ca termenul de închidere să fie condiționat de apariția unor alte unități generatoare care sunt prevăzute a fi construite, dar practic, ceea ce s-a văzut și anul trecut și se vede și anul acesta, nici până acum nu sunt puse în funcțiune. Ținând cont de acest lucru, dacă nu se va accepta această modificare, vom face o plângere la DNA pentru grup infracțional organizat. De la Bruxelles au venit exemplele altor țări care au revenit la producția de cărbune și, la fel ca și în cazul sindicatelor, sugestii pentru eventuala înlocuire acestor capacități cu alte tipuri de energie. Austria, Germania, state dependente de livrările de gaze rusești, care s-ar putea să se oprească peste 2 săptămâni sau peste 2 luni, dar există pericolul opririi livrărilor de gaze, se reîntorc către cărbune. În aceste condiții, noi sigur avem obiective, noi România, obiective fixate în PNRR vis-a-vis de închiderea capacităților pe cărbune, dar avem și această nouă presiune și noile nevoi, deci va trebui să vedem exact care sunt deciziile potrivite. De prelungirea funcționării unor capacități pe lignit sau huilă și de prelungire a operării centralelor termice pe cărbune sau de găsirea unor soluții alternative care sunt legate și de gazul din Marea Neagră, de gazul de pe platforma continentală și de energia nucleară. În ceea ce privește strategia de implementare a decarbonizării, s-a înființat un comitet compus din reprezentanți a 7 ministere și 5 prefecturi, inclusiv cea de Hunedoara, instituția din județul nostru neavând până acum o poziție oficială pe această temă. În județul Hunedoara mai funcționează în prezent în Valea Jiului 4 mine, dintre care 2 sunt pe program de închidere, iar termocentrala de la Paroșeni are sincope în asigurarea energiei tocmai din cauza lipsei de cărbune. În plus, anul trecut, termocentrala Mintia s-a închis, în prezent fiind deschisă o licitație pentru construirea altui tip de producere de energie, iar complexul energetic Hunedoara, care are în subordine entitățile din Valea Jiului, are o situație judiciară neclară, pendulând între insolvență și reorganizare.